Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, bineînțeles familia Dumitrescu, însă înainte de toate vreau să vă urez eu un călduros la mulți ani și un an nou cât mai bun și am pregătit un episod foarte important în ultima zi, așa că nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. M-am gândit ca pentru acest episod să-l împărțim pe două părți. În prima parte, Ștefania se va duce acasă la George pentru a-i comunica și lui decizia pe care a luat-o ea în privința relației dintre cei doi. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în penultimul episod pe care l-am postat, după care revenim acasă și o să avem și noi, bineînțeles, o petrecere destul de drăguță de Revelion, pentru că așa este frumos. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă pe aici prin familie. Am pregătit eu câteva lucruri pe aici, însă trebuie să căutăm, bineînțeles, pe Ștefania. Văd că urcă acum și o să mergem direct la George, o să-i dăm pe telefon, sper să-l și găsesc acasă, ar fi destul de ciudat să nu-l găsim acasă și ne vedem acolo. O să vedem ce are de zis și să aflați și voi totodată ce decizie a luat Ștefania în privința relației dintre cei doi. Ia să vedem, emoții foarte mari, sper să-l găsim acasă și ia uite-l fix în ușa aici. Ia uite-te și tu ce fac ăștia în casă. Ok, bun. Bună, George, ce faci? Hai să intrăm puțin până la tine în casă, pentru că vreau să discutăm niște lucruri. Mama asta deja este, ați văzut că i-a dat cu minus acolo, clar, este supărare foarte mare. Hai, George, intră în casă, te rog, că vreau să discutăm amândoi ceva. Aute ce treabă voi acolo. Aolo, doamne. Ok, hai vino să stăm puțin de vorbă aici pe canapea, pentru că vreau să-ți comunic anumite chestii vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat între noi. Am văzut că nici nu mi-ai mai dat niciun mesaj, absolut nimic, așa că vreau să îți spun așa la ce m-am gândit eu. Sper să fii de acord cu decizia pe care am luat-o, și anume am decis să ne despărțim, pentru că trebuia să-mi spui de la început ce așteptări ai tu și nu să mă las să aștept și să ne facem de râs în fața la tot neamul și toți prietenii. Așa că asta este punctul meu de vedere. Îmi pare tare rău pentru tine că nu o să ai parte de un Revelion foarte drăguț, însă mi l-ai stricat și pe al meu, ce pot să zic. Așa că eu îți urez o viață frumoasă și sper să nu mai aud de tine. Mama, ce decizie! Vai, Leo, gata, pleacă de aici. Acum o să fie interesant ce se va întâmpla și cu cei bătrâni din familia Antonescu, pentru că părinții Ștefaniei sunt prieteni foarte buni cu aceștia și chiar sunt curios, însă Ștefania clar nu vrea să mai audă absolut nimic de el. Oricum și-a păstrat calmul și a fost destul de ok. Așa că haide să ne întoarcem și noi acasă și să vedem dacă ne putem distra în continuare. Bineînțeles că aici apare chestii cu breakup și toate nebuniile astea, însă asta e cea mai bună decizie pe care o putea lua. Așa că o să mergem acasă și ne vedem direct acolo cu petrecerea de Revelion. Bun, iar înainte de toate aș vrea să merg, bineînțeles, la maică-sa și să-i spună și ei ceea ce s-a întâmplat, pentru că așa este frumos, ea are o relație foarte bună cu maică-sa, vedem că este foarte supărată în aceste momente, însă n-avem ce face, asta este, viața trebuie să meargă înainte decât să stea cu acel personaj care nu-i aducea niciun serviciu, a văzut că de fiecare dată la petreceri ei se certau și toate lucrurile acestea, așa că acum trebuie să-i spună maică-sii toate lucrurile acestea. Mamica, unde ești? Că vreau să discut ceva cu tine foarte important. Sunt jos, draga mea, vreau să discut ceva cu tine. Hai că uite, urc eu acum sus aici să-mi spui ce problemă ai. Măi, mama, să știi că eu am decis să mă despart de George pentru că mi-a făcut o chestie foarte ciudată. Aolo, fai, nu pot să cred așa ceva. Dar ce s-a întâmplat? Vai de mine. Păi uite, am fost la hotel și când să ajungem și noi la treburile alea, înțelegi tu la ce mă refer? El a spus că are o altă orientare. Vai de mine, nu se poate așa ceva? Și oare o știi familia Antonescu de toate lucrurile astea, maică, sau o știi? Nu știu ce să zic, nu mă interesează, oricum nu vreau să mai aud de el, așa că asta e decizia mea și sper să fii de acord cu ea. Da, draga mea, cum să nu fiu de acord? Dacă tu așa ai decis, nu-i nicio problemă, urmează să te duci la facultate, așa că poate îți vei găsi pe cineva acolo. Ce aveți, dragă, ce s-a întâmplat aici? E, nimica, stai liniștit, Gheorghe. Da, taică-to, nu știu cum o să-i spun, nu o să-l mai las așa, știi că el e foarte bun prieten cu domnul Antonescu, dar o să vedem noi cum rezolvăm chestia asta. E, dar nu trebuie să fie vreo chestie, pentru că este până la urmă decizia mea. Da, draga mea, știu. Bun, și acum că am rezolvat, dragilor, cu toată această treabă, am să pun pe Ștefania să-și cheme prietenii. N-am să mai chem din cei adulți, pentru că, na, vreau să se simtă și ea foarte bine și o să dăm, bineînțeles, pe telefon și aici sper să vină toți prietenii. Ia să vedem pe cine chemăm. O chemăm pe Yuki, pe Greta, pe Rosa. O să chem toți prietenii, cel mai bine, așa să se simtă toată lumea bine.
ia uite ce apare aici, Dan, că văd că i-a rămas la prietene acolo. Ok, pe Kaori, pe asta, pe asta și pe ăsta. Bă, stai că ăsta i-a trimis mesaj mai devreme, înainte să încep clipul. Ăsta i-a trimis mesaj că are un crush cu ea. Hai să vedem pe cine scoatem. Hai să scoatem pe Rosa, că nu prea sunt foarte buni prieteni, și să-l chemăm pe ăsta. Hai să vedem dacă vrea să vină. Hello, dragilor, vreți să veniți la mine acasă de Revelion? Super, vă aștept atunci. Haideți că o să facem un mini party așa. Sunt și ai mei acasă. Ok, venim. Oh, everyone is coming. Yuhu! Foarte bine. Du-te, mamică, și pregătește aici, pune repede ceva, că uite, vin prietenii acum și să avem și noi toate lucrurile, pune niște cheese aici să fie ceva mai interesant așa și să înceapă Revelionul, mămică, că așa este frumos. Taticule, ce faci? Văd că stai cam singur pe aici. E, ce să fac? Aolo, mă duc repede să mă schimb, că o să vină ăștia, mă duc în cameră în partea asta la altă, că mi-am pregătit și o ținută drăguță. Hai, vino repede aici ca să nu te prindă prietenia așa despuiată pe aici, să ai și tu ținuta specială. Și ia previs, dragilor, bineînțeles, avem o nouă ținută pentru Ștefania și o nouă frizură foarte interesantă. Sper că vă place această ținută, destul de sexy, dar așa și trebuie să fie, mai ales că acum este o domniță singurică. Ia zi, tata, îți place? Da, draga mea, foarte bine. Gheorghe, ia și tu costumul pe tine. Haide, că vine acum lumea și nu vrem să ne facem de râs aici. Du-te și schimbă-te, că uite, au venit prietenii. Aolo, mă, aolo, bine ați venit, dragilor. Hai, intrați înăuntru, intrați. Intrați, veniți, faceți-vă comos, haideți. Mă, Gheorghe, uite ce a chemat fata aici pe toată lumea. Aolo. Bun, hai să-mi iau și o ținută pe mine, ca să nu stau așa să mă vadă lumea pe aici. Bă, da, asta cât își mai schimbă, bă, tamponile alea. Hai să vedem, Ștefania, vino repede în partea asta aici. Oh, bine ați venit, dragilor. Hello, bine ați venit, bine ați venit. Și trebuie să-i spună și prietenii ei de decizia pe care a luat-o. Și hai să vedem dacă o găsim aici, uite-o în partea asta. Ia vino, da, nu e Greta, stai puțin, că nu-i Greta pe aici. Greta n-a venit și a luat petrecerea, hai să-i spună lua asta la altă. Ba nu, hai să-i spună, uite, lua asta. Cel mai bine, ok, și o să-i dăm friendly aici, sper să-i mai apară chestia aia. Bine ați venit, dragilor, o să vreau să facem și un toast și toate nebuniile acestea, vreau să ne simțim foarte bine în această seară, să fie totul cât mai frumos. Ce faci, dragule, ești bine? Îți place ținuta din această seară pe care mi-a luat-o? Da, Ștefanie, ești foarte sexy. Mulțumesc tare mult, mulțumesc, mulțumesc. Hai mă, du-te și spune odată lua aia. Ia, ce faceți? Acum va lua discuția. Du-te ca să audă și ceilalți. Ia uite, băi, am dat să închidă cu ăla discuția și i-a oprit toată asta. Aoleu, stai să mai dau încă o dată. Complain, complain, complain. Du-te repede și spune acum. Hai că e toată lumea, toți prietenii aici și poate să afle și ceilalți. Ah, ce faci, draga mea? Bine ai venit, mă bucur tare mult că ești prezent aici cu noi. Watch Revelion TV, da, aici că e Dan Negru, începe acum pe canal de și-a mutat postul de televiziune. Perfect, așa, foarte bine. Și neapărat trebuie să facem și chestia cu Grand Mill. Aolo, n-a făcut asta, mă, Grand Mill-ul. Stai puțin, că lui asta i-am zis să pregătească masa specială. Nu pot să cred. Du-te și gătește repede, că nu mai ne facem rezoluțiile și toate astea. Bun, și asta vreau să-și pun acum o rezoluție, mai ales că a scăpat de ăsta, de George. Trebuie să-și facă neapărat și o rezoluție pentru următorul an. Și am să aleg eu de aici. Nu pot să aleg chestia asta pentru că trebuie să se întâmple în 7 zile. Am să aleg chestia asta de fete, cel mai bine. Să mai piardă din greutate, să se facă bombă sexy. Puneți rezoluția drăguță, așa, sper să ți se și împlinească. O să te duci la sala de fitness și toate chestiile acestea. Perfect, am rezolvat. Aici trebuie să ne uităm la ceas când e countdown-ul ăla. O să dăm și cu artificii toate nebuniile. Hai să-l pun pe Gheorghe să dea o artificie, să vedem așa cum se vede. Du-te repede și bagă artificii aia în priză. Hai mă, gătește acolo, că vreau să facem neapărat toate chestiile astea. Trebuie să-i dau și lui ăsta să-și facă o rezoluție sau ceva. A, văd că ăsta n-are aici o rezoluție. Ok, dacă nu are, să fie sănătos. Revelion Toast. Du-te și pune tu un toast. Ia să vedem prima artificie. Boom! Revelion 2023. Iuhu! Ce frumos! Chiar îmi place chestia asta. Foarte drăguț. Hai, trece înăuntru. Aolo, a luat foc ăsta, mâncați. Șochi, nu pot să cred așa ceva. Și acum e cu Revelionul, acum este cu countdown-ul. Nu pot să cred. Hai, veniți repede aici. Băi, eu am pregătit toate alea. Băi, frate, deci asta stă cât un secol să gătească mâncarea aia. Toată lumea trebuie să vină la masă. Hai, de unde n-ai pasat dus, frate, asta? A, să uită și la televizor. Share resolution. Iuhu! Uite bă, că Revelionul gata, 12 noaptea. Bravo, mămică. A, uite bă, a rămas acolo, nu mai gătești odată. Trebuie sora mea și fă mâncarea, că pleacă lumea acum de aici. Sișube, hai că mai avem până la ora 2, cred că o să apucăm să mâncăm. Și acum zice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haide bă, dă o dată cu artificiile. Gheorghe, du-te și mai bagă niște artificii bă după aia. Bă, frate, că stă aia la gătit, nu pot să-mi fac aici. Oh, perfect, hai că asta începe deja să-și facă rezoluția. Ia să vedem, moment important. Iuhuu!
Și trebuie să facă pe aici ca toți dracea să dăm. O secundă. Bun, la mulți ani 2023. Perfect. Asta n-a terminat mâncarea. Băi, nu se poate, mă, așa ceva. Deci nu se poate, bă, nu se poate. I-am dat aici de nu. Dă-i încă o dată cu resume aici la ăsta. Treci o dată. Acum înțeleg că ți-e revelion, dar asta e. Uite, n-am făcut asta cu Grand Milu, mă. Cât naiba asta, frate, și am dat înainte să vină toată lumea. Și hai să vedem. Perfect. Dă drumul acolo. Uleu. Ia uite ce drăguț. Aulei, uite ce artificii ciudate. Ia uite ce frumos se vede. Wow, foarte fain. Perfect, gata, terminat asta, pune mâncare acolo și cheamă call to Grand Meal. Cheamă repede ca să nu treacă timpul. Hai, du-te repede și cheamă toată lumea. Haideți, dragilor, am pregătit masa, veniți frumoșel. Haideți, haideți. Bă, eu zic că e destul de reușit revelionul ăsta. Poate să fie și fără George. Asta e. Uite că e cu toți prietenii aici, se simte și ea foarte bine. Văd că își face și rezoluțiile. Ăsta trebuie să se ducă și el să mănânce. Unde du sora să mănânce în baie? Vai de capul meu. Și cum vi se pare, dragilor? Ștefania, am auzit că nu mai ești cu George. Da, așa este. Am zis că cel mai bine este acum să renunț la el. Dar care-i faza? Ce s-a întâmplat între voi? Vrei să-ți o spun pe aia dreaptă? Are alte inclinații sexuale. Ce să mai? Oh, alo, incredibil! Nu îl credeam în stare de așa ceva. E, da, uite, asta e, ce să mai. L-am dat deoparte și cu asta basta. E, foarte bine, mă bucur că ai reușit să faci chestia asta. Make a resolution, hai să vedem ce poate să facă și asta. Get promoted, hai. Mamă, și asta trebuie să-și facă rezoluție. Hai, repede, 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 repede. Make a resolution, pune-ți repede și tu aici, get promoted. Perfect, a făcut asta. Mamă, sper să facă Ștefania. Bă, de ce nu am făcut odată? Hai, te rog, vreau să îți faci rezoluția. Bă, frate, ce mă enervează. Era foarte important ca de Revelion să-și facă chestia asta. Și mai are încă un sfert de oră. Hai, este, mă, perfect. Ia să vedem dacă a reușit și asta. Vă că n-a reușit asta nici la ceas, nu s-a uitat. E, să fie sănătoasă. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești în descriere. Și cam ăsta a fost Revelionul. Până la ora 2 a ținut. Eu zic că am reușit aici. Din păcate, Magdalena n-a reușit să-l facă, dar asta e, nu-i nicio problemă. Și da, dragilor, sper să fiți de acord cu decizia pe care am luat-o. Cu noul an 2023 urmează lucruri foarte interesante în această familie. Ștefania urmează să plece la facultate și acolo va descoperi niște chestii de destul de interesante. Sper să o susține și voi în parcursul vieții ei. Așa că eu sper că v-a plăcut acest ultim episod din anul 2022. Încă o dată vă urez la mulți ani și tot ce vă doriți voi în anul 2023 să vi se împlinească. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre. Iar până la un nou episod de Sims 4 cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!